A fost panică pe DN1 astăzi. Traficul a fost blocat după ce carosabilul s-a umplut de fum între localitățile Olteț și Sâmbăta de Jos, ca urmare a unui incendiu produs la semiremorca unui tir. Nu au fost victime, ci doar pagube materiale. Autoutilitara transporta gresie când la un moment dat semiremorca s-a aprins. La fața locului s-au deplasat două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt. S-a intervenit pentru stingerea incendiului care se manifesta în partea din spate a autoutilitarei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, s-au înregistrat doar pagube materiale. Circulația a fost redirecționată pe alte rute până la lichidarea incendiului prin localitățile Olteț, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Sâmbăta de Jos. Traficul a fost blocat și s-au format coloane de mașini.